Salut și bine v-am găsit la un nou clip pe SnowRunner. Astăzi m-am decis să vă arăt toate mașinile pe care am reușit să le obțin în ultima vreme, în offline. Glumesc. Sunt aici cu Radu și cu Donis. Salut! Salut, salut! Salut! Sper că se aud bine și că nu se mai aud încet. Și ce facem noi astăzi? În primul rând băgăm din mașini ca să n-avem lag. Ia să le dăm o tură să vi le arăt. Dar care ale cui sunt? Am și-o două mașini se amărâte pe aici. Bă, n-am loc să mă duc la garaj dacă vreau acum. Uite asta roșie, îmi place. Ce asta roșie? Ce mașineta asta roșie aici? Cea cu crane? Da. Pacific pe 12. Bă, ce, nu pot să o trag, vreau ca să fac o glumă proastă să dau cu ea într-o parte, dar n-am. Am încercat să fac o glumă, dar nu mi-am... O glumă neinspirată. Ia să ne mutăm și noi, nu știu, să merg pe... Mă, nu găsesc mașinile mele, ești nebun. Să merg pe Azov sau pe Taiga, cred că pe Taiga, dar nu știu care Taiga, e al meu. Pe că îl iau la nimereală, ăsta? Nu e ăsta. Ăsta e Azov-ul, dar nu e al meu. Mamă, deci trebuie să ne găsim Taiga-ul. Ăsta nu e al meu, că nu căutăm cu tremure. Ăsta e cineva în el. A, ăsta e al meu. Gata, l-am găsit. Bun, ce o să facem astăzi? Donis o să descopere cât mai multe turnuri. Bine, nu cred că o să ia foarte mult timp. Și între timp o să încerc eu cu Radu să facem o misiune. E că mi-apar prea multe chestii pe ecran acum din cauza mașinilor. The Essential. Văd că trebuie să ducem două bricks-uri, două wooden plaques-uri și două de... Cum îi spune... De combustibil la fermă. Asta e și pentru mine destul de simplu, cred eu. Și o să ne dea 4100 la toți. Bine, nu cred că v-ar interesa treaba asta. Dar ziceam așa de... Ca idee. Și 440 experiență. Asta poate... e acolo. Vă ajută cât de cât. Dar banii... I-ai dat start cu tracking radul? Da, da. Ce luăm? Păi ce vrei? Ia tu ce vrei că eu iau păi, restul, că dacă mi-e ar fi după ce vreau eu, tu ai putea să iei wooden planks că e acolo jos. A, sigur. Merg? Da, și nu știu, eu pot să iau foilul ăsta pe flatbed? Cred că pot să-l iau, nu? Da, da, da. Nu cred că ar avea de ce să nu pot. Bă, drumul bun, e deblocat. Eu merg atunci să aduc wooden planks-urile și bricks-urile, că mi sunt drum înspre farm. Mhm. Bine, sper să ajung și la timp până nu vii tu, că tu vii mult mai repede. Am câte mașini am aici. Opulență. Să procedem. Să procedem, da. Nu știu de unde am auzit vorba asta, dar să știi că mi-a rămas în cap. Să procedem. Bine că am faruri, dar am niște faruri la Taiga. Și mă spamează în continuu cu fum pe ecran. Deci mă disperă treaba asta. Se pui ăla stoc. Am zis eu că cât îi cumpăr chestii mai avansate, cu atât e mai bun, dar mă nenorocește. Deci am nimerit și pe noapte, cum îmi place mie. Moartea mea să joc pe noapte. Mă, ce, că nu văd nici drumul, e haotic tot ce se întâmplă. Ce m-a fascinat la Taiga asta e rezervorul de 330. Față de ce aveam eu pe internațional. E bogăție acum. A, deci? Atât de simplu a fost? Ia să vedem. Acum să vedem dacă mi-e în cap pe asta. Aaaa. Două. Hai că mi-am încăput două. Perfect. Nu mă așteptam. Credeam că e mai mare foiul ăsta. Și ar trebui să le ducem la farm. Unde e farm? Ce, mă, că e simplu. Ar trebui să luăm pe aici. Puțin apică. Puține stânci pe aici pe unde e Radu. Și ajungem la fermă. Ba, atât de simplu. Atât de mult am avansat încât mi se pare simplu. La început orice misiune mi se părea
Horror. Deci am jucat cu Azovu. Deci e foarte tare Azovu. O să vedeți clipurile că încă nu le-am postat. Dar la... pe viteză, vai de capul meu. Deci o să vedeți în clip că chiar i-am pus un melc pe thumbnail, că nu știam cum să mă mai exprim, ca să înțelegeți cât e de lent. Și ce mi se mai pare nașpa la el, deci în primul rând mi se pare foarte tare pentru că intră prin apă, prin amol, deci nu are treabă de low de alea, nu știu ce e ăla low la el, tot e pe automat. Dar în schimb la viraje iarăși, vai de cam, deci ca să-l întorc sau să iau o curbă cât uși de mică, ce aia mă nenorocește. Deci n-ai cum să-i curbe cu Azovul. Viteza groaznică, dar în schimb, voi zice, la rezistențe, al mai al dracu, camion. Bă, da, mi se pare mie să iau o camion prin pădure. A, nu, e bine. Părea drumul foarte ciudat pe aici. Uite, în schimb, taiga-ul ăsta prin apă și camion, uite, dangerous water level. Ăla nu prea aveam treabă, că dacă nu mă înșel, are motorul acolo, deasupra cabinei, nu? În spatele cabinei. Tot cel puțin așa cred eu. Ți-a arată de obicei când apeși B să pornești motorul. A, uite verde. Că nu am observat asta. Da, ai dreptate. Uite, taiga-ul ăsta se cam luptă prin amoale pe aici, dar... ăla Azovul nu avea treabă, dar și până ajungeam cu el la fermă... Spre exemplu, acum sunt în drum spre fermă, e, cu ăla de-abia ajungeam să iau încărcătura acum, în momentul ăsta. Sunt totuși pe low. Cred că am rămas... Hai să încercăm să ne prindem de... Bă, da, m-am prins de cel mai mic popocil pe care l-aveam. Deja ai descoperit turnul, bravo! Ia uite, 5 locație de upgrade, obiective, bă, așa îmi place și în timp ce eu sunt în amol. Bă, hai că deja exagerați. Să-l găsim și acum. Nu, deci taiga ăsta nu e bun prin amoale, prin asta și oricum e întuneric, asta mă enervează, că e întuneric și nu pot să văd exact ce am pe jos. Hai, boss, nu te mai... Mă, ce cât de greu merge? Bă, așa de greu e... combustibil ăsta. Cred că ajunge Radu înaintea mea cu încărcăturile. E că aici, dacă tu m-aș chinui într-un episod de 2 ore, cred că aș face toate misiunile cu voi. Dar un caut alt joc. Dar un caut alt joc. Nu, deci taiga asta cam rămâne prin toate nămoalele mai adânci. Azovul n-avea treabă pe aici. Nici nu le observa. O, ce, că am rămas în toate nămoalele posibile. În al treilea sunt acum. Încerc să mă uinciuiesc de spate. Ce urât că e noapte și nu-mi dau seama pe unde trebuie să iau. Prind câte o bucată din amul sub mine. A, ce observați, m-am jucat pe Alaska cu Azovul și cu Taiga. Bă, cât de ușoară mi se pare acum, dar la început nu prea-mi plăcea. Am fugit după un episod. În Alaska, da. Da, și atât de drag mi-a fost încât mi-am și pus pe titlul Adio Alaska. Deci nu mai puteam, o disperase harta aia. În 2 ore, mi-am mâncat 2 ore din viață, au trecut ca 2 zile. Dar acum când am intrat, ia dăm o misiune încoa. M-am plin, n-aveam treabă. Ia uite. Ca și cum n-ar fi fost. Da. Și iarăși am observat la Azov, e că toate că face el față prin toate bolțile și nămoalele. Ei, când e stratul mare de zăpadă, s-a oprit. Nu știe să înoate prin zăpadă, cred că din cauza cauciucurilor. Și nu are cadă la sol foarte ridicată.
Da, și asta. Poate să fie. Hai să încercăm să luăm mai pe stânga. Încerc să ocolesc, să joc mai strategic. Eu mă obișnuisem cu Azovul și pe cea prin apele ăștia, cu el treceam repede. Cu ăsta, dar și ăsta e rapid, ăsta n-ai treabă cu el. Hai de boss. Hai de cap, mă. Deci cum gândește jocul ăsta, nu dau seama. Mergeam pe marginea apei, încercam să ocolesc și am dat din greșeală F ca să mă uncios. Mă, cum s-a gândit el că eu uitându-mă în față aș vrea să mă uncios de ceva din spate? Și m-a prins și m-a întors în loc, în apă. Da, gen că a fost mai aproape de tine. Da, da, eu înțelesesem de la Barbă Neagră că ar trebui să mă uncios cu de la din față, deci am eu mai în față. Nu de ceva... Bă, eu am ajuns bine sau n-am ajuns bine? La farm. Asta a fost tot? Nu cred, atât de simplu. Wow. Oho. Ce mai avem de dus? Tu ce e acum, Radu? Eu am venit după Wooden Planks. Bun, și bricks-urile unde sunt? Lângă podul nefăcut. Lângă podul nefăcut, eu fiind aici. Aș putea să vin eu să-l iau până te întorci tu. Ok. Până e mare chestie. Adică cel puțin acum nu mai e mare chestie. La început mai era. Uite, dacă ne-am fi jucat acum două săptămâni, în momentul ăsta ți-aș fi zis să faci tu dacă vrei și ai timp, te rog eu frumos că trebuie să mă duc până la baie, știi, și trebuie să am pe tine să car tot. Găseam ceva de făcut, setam un microfon, mai. Mi-mi scria cineva pe Discord, pe Instagram. Dar nu, acum... Se găseau variante, da. Da, găseau variante. Mamă, 7 damage. Cum... Deci când mă aștept să-mi iau damage, nu-mi iau. Când nu mă aștept, atunci am dă. Gata, mă, am aproape toate turnurile descoperite. Obiective, turnuri, upgrade-uri. Trebuie să-mi văd și eu de unde mi-au upgrade-uri pentru Azov. Cred că de pe Rusia, nu? De pe Taimir. Da, da, da. Și pentru... Taiga, tot de acolo, nu? Da. Trebuie să mă joc și pe acolo, perioadă. Uite câte chestii am reușit ca să fac în 10 minute. A, păi tu gata, mi-am descoperit toată harta. Mai în dreapta două turnuri și... Și cam asta ar fi. Hai să văd, ne întâlnim pe drum cumva? A, tu încă n-ai ajuns, Radule? Dar tu ce? Încă nu. Tu ai camionul și cu... A, și cu remorcă din aia mare. De ce folosești remorcă aia mare? Ideea în care nu ajungeai tu, luam eu și celelalte două, știi? Da, 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 am înțeles ce gândești tu. Da, uite, vezi, dacă ca să nu spui că sunt prea rău. La întoarcere o să-ți fac și podul. O să iau 4 de wooden planks și o să-ți fac și... E opulență și aroganță. Vezi că eu... Tu mai am de gând ca să mai fac episoade pe jocul ăsta. Nu termin tot. Să fie mai ușor pe viitor, crede-mă. Cred că imediat după pod ar trebui să fac dreapta, nu? Da, perfect. Și cred că ne putem întâlni la întoarcere și facem convoi. Cum zic băieții. Da, da, da. Mergem în gașcă. Imediat o să plec și o spre baraj. Vedem, cred că pe aici intrăm, nu? Nu pe aici. Pe unde intrăm? A, mai în față e un drum. Și nimic, am mai fost pe aici. Da, dar de drumul ăsta nici măcar nu am nevoie, că pot să iau pe lângă. Asta mă contraziceam și cu alte persoane. Pot să iau și pe lângă la drumul ăsta. Că bonus nu cred că îmi dă, îmi dă foarte puțin. Și acum am permit, adică scuze-mă, am 3 camioane și 50.000. Despre ce vorbim? Tu iei wooden planks, eu iau bricks-ul, nu? Da. Două. Da, da. Și acum,
Întoarcem înapoi. N-a fost chiar atât de greu. A, păi tu ești departe, mă, până ajungi tu. Bă, nu se mai face ziua, dar temă cât e ceasul. Mamă, e ora 3 noaptea, până se face ziua. Cred că aș putea, de fapt nu, că mă complic foarte mult. Clar nu mă complic, cred că aș putea să iau și remorca asta, nu știu ce înseamnă, din ce misiune face parte, dar hai să o luăm. Nu, văd că am o remorca acolo, face parte din vreo misiune? Nu-mi dau seama. Unde? Sub mine. Unde? Am o remorca. Gen unde podul a nefăcut. E un flatbed trailer în stânga. Ăla pentru ce? Să-l iau? Nu-l văd. A, nu. Nu-i pentru misiunea ăla. A, poți să-l iau? Are... A, am văzut. Nu, n-ai treabă. Poți vinde. A, păi mă gândeam să mă duc, că până vine Radu puteam să mă duc să-l iau pe ăla. Că Radu are de făcut dintre mai șarpele de drum. Uite, și văd că ai și tu remorcă pe drum dacă vrei să iei. Dar nu că te complici, cred. Eu nu am loc. Eventual să o trag după mine, dar... Nu, lasă. Dacă vrei, încerc. Nu, mă duc să iau... Grad. Facem dreapta aici. Dar oare trece asta prin apă pe aici? Mă întreb eu. Trebuie să trec. Ce mi-a ciudat la asta e că m-am obișnuit să apăs E, ca la internațional să-mi bagă... și să-mi tragă toate roțile. Da. Asta nu prea mai e nevoie, că are singur. Hai că am vrut să fac o faptă și... Am cam rămas. Urmărit. Chiar atât de al dragul să fie nămolul aici? O să mă trag de spate cumva. Trebuie să ies de aici, n-are cum. Bun, acum trebuie să ne prindem asta din față. Să ieșim. Hai mă, că am reușit, dar... Că am apropiat Radu până mă duc eu să iau remorca aia. Nu, taiga asta când e încărcat. Se mișcă foarte greu. Dar cum e mai bine să se miște foarte greu decât să stea pe loc ca Azov-ul. Exact. Azov-ul... Încă nu l-am încercat cu greutatea, așa cum cred că dacă aș pune pe el, s-a terminat. Hai că am dat cu un stâlp jos de-al dreapă de stâlp. Un indicator. Va avea și el viteză. Ia să vedem cât de rău e băgat. A, nu că nu e băgat rău. A, uite! Bă, nu cred. Fii atent că pe remorca asta, vezi? Tu ar fi trebuit ca să știi, Radule, pe remorca asta aveai wooden planks. Aveai deja încărcat wooden planks pe asta, ca să nu te mai duci până jos. Vezi? Nu ai știut. Da. Ai fost boostat pe jocul ăsta. Cum sunt eu acum? Interesant că am uitat de ea. Bă, deci înseamnă că eu dacă ajung înaintea ta, s-ar putea să fac misiunea fără ajutorul tău. Am eu 4 bucăți de wooden planks. Dar nu cred că pot să trec prin apă cu toată încărcătura. Mamă, 9 damage. Am crezut că e doar o bucată de nisip, dar era dită mai dâmbul de beton. Pământ, cred că beton. Cred că e și tu aproape. Da, mă, cred că o să fac misiunea fără ajutorul tău. Ez, micuț, dar văd repede. Mai am și noroc. Da, mă, au pus strategic remorca asta cu dăm planks ca să nu te mai duci până în capăt unde ai fost tu. Și ghișe, după ce pun astea, pot să o și vând. Îmi place mie să fac cel mai mult. Consum de 10 și să vedem acum în apă. Ori trecem, ori rămânem pe aici.
Și ție ce trebuie pentru podul ăsta ca să-l faci pentru drum? Două undă în blanks. Ah, păi stai că le pun eu și am și făcut misiune. Dacă pot să mai dau cu spatele, că am rămas înțepent, ia să vedem. Bun. De ce nu mă lasă să... A trebuit să intru cu camionul împătrat ca să iau misiunea. Da. E că pot să fac eu podul dacă e. Ia să vedem. Hai mă! O, stai acolo, nu te băga, stai acolo. Sunt în problemă. Te băga că... Sau așa, da, hai. Hai că nu pot să mă trage. Nu pot, că și tu ești încărcat. Da, lasă-mi mâinte mie, te rog. Omul că dai cu el jos. Vezi? Na, nu face treaba asta. Bă, gata, gata, gata. Am făcut și podul. De fapt, podul. Punte, ce asta? Drum mai micuț, 2000 de bonuți, gata. Vedeți? V-am dat și niște bonuți. E, acum... Acum e problema mare. Ia trage-mă dacă pot să mă îndrept și pe mine. Dreaptă-mă că drumul l-am făcut. Vezi, pentru drum cred că era, nu pentru misiunea. Cred că doar era o coincidență cu misiunea. E, și acum trec și mai las sigur așa. Oh, dar știi cum am acum pe ecran din cauza luminilor tale? E dimineața la mine, e deja amiază. Bine, câte ceasul e? Asta e dimineața, dar oricum mi s-a luminat foarte mult când ai venit cu farurile în spate. Ai 2, 4 ai, nu? Da, și le mai ai și pe alea sus. Ai 8. Se cunoaște oricum. A greu merge cu remorca asta. Cred că în stânga trebuie să facem, nu-i? Da. Da, da. Tu la turnul ce ai făcut? Câte mai ai? Niciunul, a? Mai am. Cred că am plictisești deja. Mai trec prin porțiune mai... apoasă, ca să zic așa. Ne trecem printr-o porține cu încărcătură. Nu, noi mai avem puțin și terminăm misiunea. Eu cu lemnele mele am hotărât să fac drumul și el să facă misiunea. Cred că aici, nu? A, nu, mai în față, mai în față, da, da. Da, stai că până urcă taiga al meu. Cred că ai toate șansele să mă împingi. Stingem și farurile ca să nu mai consumăm baterie. Uite, aici aveam cred că un camion și l-am recuperat, dacă nu mă înșel. Sau confund. Că era un camion pe cea primul și nas. Tăpa, aici e cu problemă. Să încercăm să luăm cât mai pe dreapta. Oricum, dacă rămân, mă depășești tu și mă tragi. Pentru că taiga nu e full. Păi da, dar tu are și upgrade-uri, bănuiesc. Aici. Ha? Aici la fermă, aici. Păi și eu ce-am făcut? Pe stânga. Păi și am zis aici în stânga și ai zis, nu, mai în față, mai în față. Ah, da, gata, nu stai că zisesem, da, ai dreptate. Păi lasă-mă că o să fac eu dreapta pe următoarea și vin pe partea cealaltă. Nu pot, Dacă nu știu să întorc. O să rămân în podmolii. E, hai că exagerezi. Cred că nu știi cu ce jucător adevărat vorbești. Ai văzut câte mașini am avut la început? Dar nu mă arăt eu. Fac gameplay, mă dau așa pe sărăcie, pe ălea, pe scouturi, pe... Dau două tase sau împlut ecranul. Nu mă arăt eu. Pe urmă ar zice lumea, ce ai, mă, uite câte mașini are, să la ce să ne uităm la el, dă...
Uite, încă un watchtower, încă un upgrade. Dar doar poți să iei upgrade-urile, mi le dă dacă le iei. Cred că da, așa ar trebui. Așa ar fi logic. Mamă, câte lucruri ai descoperit. Deja mi-ai consumat 3 episoade, 4 mi-ai mâncat. Mă, trebuie să găsesc alte idei. Bă, o iau bine pe aici. Mamă, trebuie să fac stânga și pe mine iar dreapta, dar cum fac eu stânga, că e prea îngust. În podmolin nu rămân, dar nu prea am loc să fac stânga cu remorca asta după mine. Mamă, că am agățat-o, dar la urmă nu e gardul meu. Vrei să te ajut? Nu, ce ai. Vin mai încet, dar vin. Ajung unde trebuie. Înceda sigur. Vin, da, înceda sigur. Asta e deviza Azovului. Că și ziceam într-o. Ăștia când a făcut Azovul ăsta s-au gândit. Bă, înceda sigur. Exact. Uite, dacă ar fi fost după mine, Radule și asta care o ai tu în fața și vândut-o. Asta de se pune la cal. Răsura aia și pe aia o vindeam. Bă, până ajung eu prin amul ăsta. Asta e așa, asta unde o vând? Am vreun... La garaj. A, deci n-am 300 pe aici. Uite și tu, deși mai mult mă enervează că pur și simplu faci o pauză de o secundă ca să schimbe viteza la el. Nu-mi dau seama de ce face treaba asta. E din cauza motorului. O să trebuiască a brăgăda motorul. Deci nu a cutiei de viteză. Oh, motorul. Am făcut level 9 și nu mi-am dat seama. Cred că din cauza că ai descoperit tu. De asta nu mi-am dat seama. Că mie mai trebuia vreo 300 până să fac levelul. Și tu dacă ai tot descoperit... Se poate. Da, acum ar trebui să ne întoarcem înapoi după Radu. Mergem la garaj, unde avem garajul? Sus. Dar pe ce drum o luăm? Păi dacă aștepți un pic o să-ți fac drum acolo sus, să poți veni corect, corespunzător. Să nu lasă... te chine. Îmi rog, stai puțin că lasă cea. Dacă vrei, fă-l, dar mă duc pe altă rută până în alta. Bine, bine, putem să întoarcem. Că vreau neapărat să duc remorca și cu orice preț. Bă, mă, că trebuie să o culesc cu ea. Hai de boss, mamă, ce ai intrat cu tot jumate în apă. Spălăm și remorca. Bun. Ieșim și noi la asfalt. Eu sper să nu mi se termine benzina până ajung la garaj. Am uitat să-ți spun să-mi dai și mie niște benzină. Acum mai ajutoare, îndată fugim să te ajutăm. Și eu am o problemă în jocul ăsta cu gardurile. Deci mie nu-mi scapă niciun gard nepedepsit. Mi s-a pus pata pe ele. Da, dar fără să vreau. Te evit cu camionul și daunile cu remorca. Mamă, ce... Mă disperă când face pauza aia de o secundă. E, pe aici dacă aveam azăvul pe unde sunt eu acum, era altă viață. Am schimbat total viața. Cum ar trebui să fac? Mă, nu mi-am pus... Sau tot în față, nu? Tot în față. Da, tot în față până la garaj. Cum e drumul ăla pe acolo pe unde ești tu? Mamă, câte chestii mi-a descoperit. Deci gata, o să fac level 10. Imediat. Bă, chiar ai făcut toată harta, nu te... Ești nebun. Mai încă unul. Bine, că e și mare și are multe chestii pe ele. Multe puncte.
după cum trec eu de mlaștina asta. Da, gata, s-a pus și ploaia. Fă stâng acolo, da, duci și eu să-ți descoper drumul acolo sus, nu te chinui. Ai de timp ca să-l faci până ajung eu acolo? Da. Bine. Ce în stânga, da? Întâi să ieșim din amul. Să mai ieșim din amul. Da, aș putea să ies din amul doar că îmi lovește bara în amul. Să dăm... aș putea să mă trag de asta, bună idee. Nu mă pun pe bucata asta și ce ar trebui să înaintez? Ar trebui doar. Gata, m-am reușit. Hai măcar până la stâlpul ăsta să ajung să mă prind de el. Am scăpat. Sper să scape și remorca. A scăpat și remorca. Deci ar trebui să fac dreapta. Și aștept să-mi deblochez drumul. Nu o să trebuiască să așez foarte mult. Bă, da, plouă nu se încurcă. Vedem, punem și farurile. Nu prea ne trebuie, dar să fie acolo. Dar ce ai tu de adus aici? Două servici per part. Pe care le-ai de unde? În garaj. Și deja da, cobor cu ele. Și eu și doar... A, de ce le-ai luat? Sigur, sigur, da, da. Am înțeles. Ne facem viața mai ușoară. Până ne facem noi viața mai ușoară, zic să oprim episodul aici. Am avut o evoluție fantastică într-un singur episod. Dacă mai fac 2 episoade, de genul ăsta e jocul. Aștept update-urile. Și ne vedem data viitoare. Nu uitați de un like, de un subscribe, de un comentariu, Discord, de un descriere. Și ne auzim. Salut!